Copiii vin în grădina valorilor românești din sectorul 4 pentru a învăța și a se distra. Le-au făcut pe amândouă în timpul unei prezentări de Krav Maga, un sistem de apărare personal rapid și eficient, accesibil tuturor. Activitățile sunt organizate de Fundația Dan Voiculescu. Atelierul de Krav Maga este dedicat tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani. Este un sport de apărare și viteză. Instructorii le-au arătat copiilor cum se pot apăra în caz de nevoie. Începem cu o mică încălzire, încălzirea tradițională în 10 minute. A fost creată pentru forțele militare, după care a devenit artă marțială. Pentru apărare, e frumos. Sportul te ajută în foarte multe lucruri. Ne prezintă câteva tehnici elementare de autoapărare. Este un lucru folositor. Pe lângă faptul că au învățat să se apere, cei mici au învățat să creeze și păpuși din fetru. Le-am creat eu un model, o bufniță. Își dezvolte abilitățile manuale, să știe cum să lipească, cum să decupeze, cum să coasă. Este prima dată când o încerc și sper să-mi placă. Confecționăm păpuși din fetru, care mi se par foarte drăguți. Interesantă, am mai încercat-o odată și mi-a plăcut. Săptămâna viitoare, cei mici sunt așteptați la alte cursuri interactive.